Astăzi, la ora 10, a început la Deva unul dintre cele mai importante și mai așteptate evenimente culturale ale toamnei, dedicat iubitorilor de carte. În perioada 12-15 octombrie, în incinta Deva Mall, etaj 3, vor putea fi vizitate standurile a peste 80 de edituri românești invitate la Salonul Hunedoian al Cărții, la care vor participa personalități ale vieții culturale românești cu mare priză la publicul cititor. Își vor lansa cărțile în cadrul evenimentului Horațiu Mălăele, Adrian Cioroianu, Radu Paraschivescu și preotul Constantin Necula. Salonul va fi deschis publicului zilnic între orele 10 și 20, intrarea este liberă.